extrem de popular în ultimii ani și intens promovat ca o metodă de a pierde kilogramele în plus, postul intermitent este o dietă care presupune să mâncăm toate mesele într-un anume interval de timp. Există o largă varietate de combinații între post și perioada de mâncare, de alimentare. Nu este doar un singur tip de post intermitent. Dar cele mai cunoscute totuși sunt cele care unul se numește 5 cu 2. Asta înseamnă pur și simplu că 5 zile pe săptămână mănânci normal din punct de vedere caloric, 2 zile pe săptămână îți restrângi foarte tare alimentația, practic undeva spre 500 de kilocalorii pe zi. Deci este foarte puțin, mult mai puțin decât are nevoie un om obișnuit. Asta este o primă variantă. A doua variantă cunoscută este cea care se numește 16 cu 8. Practic, în varianta asta, 16 ore se postește, adică nu se mănâncă absolut nimic, se poate consuma apă. În schimb, 8 ore, în 8 ore se înghesuie mesele unei zile. Aceste 8 ore pot fi plasate în diverse variante. Spre exemplu, încep de dimineață și termin undeva după prânz, sau încep la prânz și termin seara. Și bineînțeles că există și alte varietăți, de exemplu posibilitatea de a mânca 4 ore și 20 de ore postești. Tot o formă de post intermitent este și postul ortodox, în care se indică o zi de pauză alimentară și restul zilelor se mănâncă, deci tot intermitent este. Sunt variante și postul musulmanilor, Ramadanul, este tot o formă de post intermitent. Ei nu mănâncă pe cât este soarele sus și apoi mănâncă la întuneric. Postul intermitent este poate unul dintre cele mai studiate. Doar în Biblioteca Națională Americană de Medicină, spre exemplu, sunt peste 27.000 de studii legate de acesta. Printre beneficiile care îi se pun în seamă sunt încetinirea îmbătrânirii, slăbirea, reducerea colesterolului și scăderea tensiunii. Sunt însă și câteva studii care pun la îndoială aceste beneficii. Cel mai recent dintre acestea, prezentat la conferința de la Chicago Asociației Americane a Inimii, arată că postul intermitent în care mănânci într-un interval de 8 ore, ținut pe termen lung, este legat de un risc cu 91% mai mare de deces cardiovascular, mai ales la persoanele care au deja o boală de inimă sau vreo formă de cancer. Mai mult, în concluzia studiului care a inclus 20.000 de adulți, cercetătorii au notat că nu este o idee bună să înghesui mesele într-un interval de timp mai mic de 10 ore. Datele acestui studiu sunt preliminare și urmează să fie revizuite de experți, dar ele arată încă o dată că, înainte de a începe o dietă, este bine să ceri sfatul unui medic nutriționist, pentru că toate dietele au contraindicații clare, dar și multe detalii care trebuie personalizate. Dacă ne referim la varianta de post 16 cu 8, care este și cea mai populară, în primul rând se indică tuturor. Spre exemplu, copiii nu ar trebui să folosească astfel de post. Iarăși, femeile însărcinate riscă dacă nu se alimentează constant. Bolnavii cu diverse afecțiuni care au nevoie să mănânce, cum ar fi, de exemplu, un diabetic insulinodependent, riscă dacă nu știe bine să-și alterneze mesele. Însă, restul oamenilor pot să recurgă la un astfel de post. Dar ideea ar fi să își pună perioada de abstinență alimentară și în perioada în care nu fac activitate fizică sau nu au activitate intelectuală, profesională foarte intensă, pentru că atunci ai nevoie să te hrănești. Este, de exemplu, pentru un sportiv, că și aici intervine o discuție, sportivul nu poate să țină post intermitent dacă în perioada în care ar trebui să postească are antrenament. El are nevoie să se hrănească. Deci, o regulă ar fi să îți ajustezi ritmul meselor în funcție de activitatea fizică și intelectuală pe care o ai, ca să poți să te hrănești în aceste perioade când organismul are nevoie. Ceea ce este destul de complicat. La fel de complicat este și să alegi ce să mănânci în postul intermitent, spune nutriționistul, care ține și cursuri online pe tema alimentației sănătoase. Mai puțin important cum îți împarți mesele, important este până la urmă ca în această perioadă să îți atingi țintele calorice și nutriționale ca să te poți hrăni cum trebuie. Pentru că postul intermitent nu este gândit ca o cură de slăbire. Poate fi, dacă faci restricție calorică, dar nu acesta este scopul lui principal. Deci, cumva în acele 8 ore, trebuie să îți aduci tot ce are organismul nevoie, ceea ce poate să fie o provocare. Și nu din orice. Alt aspect important, pentru că
un post intermitent ținut prost, adică degeaba îți restricționezi temporal aportul de alimente, dacă nu ești atent și la calitatea alimentelor pe care le consumi. Dacă mănânci fast food în perioada de 8 ore, anulezi orice beneficiu ar avea postul. Deci cumva trebuie să dau și componenta asta de a mânca sănătos, hrănitor și echilibrat, ca să fie tablou complet și chiar să te bucuri de efectele pozitive ale postului. Un adult, să zicem, care nu are activitate fizică foarte intensă, are nevoie undeva între 1800-2500 de kilocalorii în funcție de dimensiunile lui, diferențe între bărbați și femei, deci trebuie să mănânci destul de consistent. Dacă mai faci și activitate fizică, deja nevoile sunt și mai mari și atunci provocarea e și mai mare, pentru că trebuie să mănânci destul de mult, concentrat într-un interval destul de scurt. Toate principiile alimentației sănătoase trebuie să se regăsesc în acest interval. Nu e o diferență foarte mare, adică nu ar trebui să existe nicio diferență față de varianta în care mănânci pe 12 ore sau pe 10 ore. În mod obișnuit, noi avem repausul nocturn de 8 ore, 10 ore în care nu mâncăm și restul orelor mâncăm. Aici, practic, se inversează raportul între orele cu mâncare și cele de repaus. Teoretic, în perioada de repaus alimentar, în corpul uman au loc mai multe procese, dar efectele lor nu vor fi observate peste noapte. Ia pauză de la digestie, că evident că, mă rog, o parte din timp ia pauză, pentru că dacă ai mâncat ultima masă, durează câteva ore să digeri. Dar intervin acele fenomene de autofagie, de practic și ea energia trebuie să funcționeze și atunci energia și-o ia de undeva și-o ia din structurile proprii. Și lucrul ăsta s-a constatat că are capacitatea să cumva să stimuleze metabolismul, să-l facă mai alert pentru a-și extrage substanțele nutritive din depozite. Ceea ce a dus la beneficii constatate practic prin studii asupra metabolismului lipidic, de exemplu, risc mai mic de dislipidemii, risc mai mic de boli cardiovasculare la persoanele care urmează un astfel de regim. Crește sensibilitatea la insulină, s-a constatat și acest lucru, deși cei care au prediabet sau chiar un diabet neinsulinodependent ar putea să beneficieze de pe urma acestui tip de post. S-a constatat că se produce activarea unor gene latente de care organismul are nevoie, dar pe care doar varianta asta în care ne abținem de la mâncare o perioadă de timp pot să le facă să intre în activitate. Deci beneficiile sunt la nivelul sănătății, s-au văzut, spre exemplu, la sănătatea creierului, la riscuri mai mici de a dezvolta anumite probleme neurologice, mai ales odată cu îmbătrânirea. Însă ce ar fi de menționat, că aceste beneficii ale postului intermitent apar după perioade lungi de ținut post, adică de ordinul lunilor, anilor. În niciun caz, dacă îți propui o lună sau, eu știu, așa o perioadă scurtă de timp, să te gândești că într-adevăr o să se întâmple ceva. Acestea fiind spuse, tragem și noi o concluzie. Dacă vreți o dietă care chiar să funcționeze, să nu vă pună în pericol și să vă îmbunătățească starea de sănătate, consultați un medic nutriționist care vă poate spune ce dietă vi se potrivește.